Da, bună România, ne-am întors în direct, după cum probabil știm că ne se aduce aminte într-un acest fapt de către cei care sunt în momentul de față la guvernare, totuși suntem în anul centenarului și de fiecare dată ei folosesc chestiunea aceasta ca un argument în favoarea lor. Când e o chestie mai neconvenabilă, noi suntem în anul centenarului, ne certăm. Deci, practic, suntem în anul centenarului și în anul centenarului se întâmplă următorul lucru. România, începând de astăzi, este reprezentată la Strasburg de către Grumman Robert, vicepreședintele Consiliul Județean Covasna. La telefon este Dan Tănasă, cel care a scris despre chestiunea aceasta. Cât de grav este, Dan Tănasă, această situație, cât de gravă este? Dacă stăm să ne gândim faptul că domnul Grumman este un promotor al autonomiei și de faptul că este un susținător al simbolisticii astea separatiste, cu steaguri, cu simboluri, cred că e destul de jenant ca imaginea României la Strasburg, în fața instituțiilor europene, să fie făcută de către un membru al UDMR, care nu promovează în niciun caz toleranța și deschiderea și buna înțelegere între români și maghiari, ci din contra este un susținător foarte energic al separatismului pe criterii etnice rașalistului ținut secret. Este, dacă vreți, ridicol faptul că, nu știu, Ministerul Afacerilor Externe, Guvernul României, dacă vreți, anumite instituții ale statului nu înțeleg că măcar anul acesta ar trebui să fim un pic mai atenți cine ne face imaginea în fața instituțiilor europene, cine vorbește numele României în fața instituțiilor europene, pentru că mai apoi ne trezim că suntem urecheați în tot felul de rapoarte, că nu am respectat chipurile, drepturile minorităților naționale și nu înțelegem de unde ni se trage. Una ni se trage și de la aceasta, pentru că, de exemplu, una din preocupările lui acestui personaj, acestui udemerist, este aceea de a argumenta în fața instituțiilor europene de ce e nevoie ca în România limba maghiară să devină limba oficială de stat. Deci, cu atât mai mult cu cât, repet, măcar anul acesta, nu știu, Ministerul Afacerilor Externe, domnul Meleșcanu, doamna ministru, ceilalți reprezentanți ai României în aceste instituții ar trebui totuși să fie un pic mai atenți, domne, cine ne reprezintă. Pentru că, repet, e vorba de imaginea României, e vorba de lobby în fața instituțiilor europene cu privire la situația minorității maghiare din România și este vorba de modul în care ulterior instituțiile europene se raportează și urechează România, pentru că avem deja experiențe în alte cazuri în care la Bruxelles, la Strasburg, în fața forurilor europene, se prezintă lucrurile cu totul altă decât stau realitatea în România. Aș vrea să explicăm puțin și ce presupune activitatea Camerei Regiunilor de la Strasburg. Este, nu știu, poate for de decizie în vreun domeniu sau are, să zicem, competențe în chestiuni care ne-ar putea viza sau este strict o reuniune mai degrabă, nu știu, informală, unde e drept, pot fi promovate anumite puncte de vedere, dar ele n-au niciun fel de finalitate. Ce vreau să spun? E o numire malignă sau benignă? În principiu, tot ce înseamnă instituție europeană înseamnă imaginea României. Și așa este, în acest for al Uniunii Europene, sunt reprezentați în această instituție la Strasburg, sunt reprezentate autorități publice locale din toate țările Uniunii Europene. Deci, domnul Grumman a ajuns acolo pentru că ocupă funcție de vicepreședinte de Consiliul Județean în România. Este foarte important de precizat că acest for, această instituție, nu este una de neglijat, pentru că acest for, această instituție poate genera dezbateri publice, poate genera recomandări, poate genera inițieri de proiecte care să ne afecteze într-un fel sau altul. În principiu, este un for european în care toate autoritățile publice locale conlucrează pentru proiecte europene, pentru proiecte care să ducă la îmbunătățirea vieții traiului în general în Europa. Dar, repet, aceste instituții publice generează la un moment dat, pentru că de curând a fost chiar și un raportor european, a fost în România pentru a verifica la fața locului modul în care este respectat dreptul minorității maghiare de a utiliza limba maghiară în administrația publică locală. Deci există repercursiuni, există acțiuni pe care aceste instituții, toate instituțiile publice, le pot genera și care ne afectează pe noi ca țară. Pentru că în momentul în care îl avem pe domnul Grumman, care susține la Strasburg că drepturile minorității maghiare în România sunt încălcate, în acel moment încep să circule documente, să circule informații în aceste instituții europene. Bun, mulțumim, Dan Tănasă, pentru aceste precizări. Pentru mai multe rigoare, vă citesc chiar de pe site-ul Consiliului Europei, acolo unde e
descris activitatea Congresului, autorităților locale și regionale. E o diferență, se mai face această confuzie, Consiliul Europei și Consiliul European, sunt chestiuni care da, bun, Congresul autorităților locale și regionale este o instituție a Consiliului Europei responsabilă cu întărirea democrației locale și regionale în cele 47 de state membre, format din două camere, Camera autorităților locale și Camera regiunilor, iată unde este vicepreședinte respectivul politicianul DMR și trei comitete, el adună la oaltă 648 de funcționari aleși, reprezentând mai mult de 200.000 de autorități locale și regionale. Deci, principala activitate a acestui for din care face parte sau în care România e reprezentată de udemeristul pe care l-am prezentat mai devreme, este întărirea democrației locale și regionale. Da. Cam ce interesează UDMR-ul. Da, cam în situația asta ne aflăm acum. Întrebarea care se pune este de ce? De ce este această chestiune? Și răspunsul este același permanent. Dom'le, PSD-ul are nevoie de oamenii aceștia ca să-și mai facă ei mendrele într-un loc sau în altul. Tot PSD-ul în ultima vreme are nevoie de foarte multe comisii. El funcționează PSD-ul în ultima vreme sau a găsit această metodă de a înființa într-una pe fond nervos aproape comisii. Ele existând deja, adică practic există Comisia de Economie, ei înființează niște comisii pentru tot felul de problemuțe de astea pe care le inventează, pe care în felul acesta le și controlează. În ultima decizie a Curții Constituționale, i-a explicat Partidului Social Democrat, mă rog, a vorbit un pic mai tare, s-audă și ALDE, da, că nu are dreptul suveran, cum îmi place domnului Nicolicea să formuleze, Parlamentul României să înființeze orice fel de comisie de anchetă. De exemplu, își propuseseră să înființeze o comisie pentru SPP. Anchetarea... Nu, pentru anchetarea directorului SPP, da. Deci pentru o persoană, pentru Pahonțu. Ceea ce a fost și titlul comisiei, nu știu, avea 3-4 rânduri, ceva de acest gen. Era imposibil de citit și avea și o greșeală gramaticală acolo. Da, asta nu ne miră. Bun. De ce le-a spus Curtea Constituțională corect, din punctul meu de vedere, că nu pot înființa orice fel de comisie? Pentru că ai deja în Parlamentul României comisii de specialitate, comisii permanente, da, care anchetează activitatea Serviciului de Pază și Protecție și pot, în baza legislației și a regulamentului de funcționare a serviciului, să-l audieze pe director și să-l ancheteze ele, comisiile permanente pe director. Nu trebuie să faci o comisie specială pentru ceva ce funcționează deja în cadrul unei comisii permanente. Acum, Partidul Social Democrat funcționează ca o, cum spunea Pleșoianu, că e, ca o hidră. I-a tăiat o comisie, i-au crescut două. Deci nu-i permite CCR-ul să înființeze Comisia Specială de Anchetă a directorului SPP Pahonțu. Nu-i nimic. Înființăm alte două comisii de anchetă speciale. Care-i rostul acestor comisii de anchetă? În primul rând, să genereze un subiect care de multe ori poate fi o petardă, în sensul în care distrage atenția, pocnește undeva în decor, noi ne uităm după zgomot și în timpul acesta sunt aprobate anumite acte normative. Și pe de altă parte, există și o explicație materială, o explicație binevenită pentru membrii Daniel de partid. Daniel Fenechiu, bună seara! Funcții, bani, bună căci seara. Sunt președinți de comisii. Funcții și bani. La ce le folosesc aceste comisii, domnul Fenechiu, celor de la PSD? Comisii înființate pe tot felul de probleme, mai bun sau mai puțin importante? Păi răspunsul este foarte simplu și foarte logic. Evită procedura parlamentară. Da. În procedura parlamentară, o propunere legislativă trece prin mai multe comisii avizatoare, care pot să facă observații, propuneri, să tragă semnale de alarmă, după care se duce într-o comisie de fond, comisia de fond care face raportul cu care propunerea legislativă sau proiectul de lege intră în dezbaterea unei camere. După ce iese din camera respectivă, se duce la camera decizională, din nou se duce la comisiile avizatoare, din nou se duce la comisia de fond, după care trece la plen, devine lege în condițiile în care nu e atacată și dacă președintele o promulgă. Bun. Făcând aceste comisii speciale, în aceste comisii speciale, o să observați că PSD-ul are în toate majoritate împreună cu ALDE. Fără nimeni altcineva. Da, vă întreb o secundă, are majoritate și în comisiile pe care le-ați invocat un pic mai devreme. Da, numai că acolo, la fiecare comisie, poate să vină presa, care poate să scrie 3, 4, 5 săptămâni de zile despre traiectul proiectelor de lege prin diverse comisii. Parlamentarii care sunt împotrivă pot să iasă și să-și susțină anumite puncte de vedere
Și presa, în momentul respectiv, poate juca un rol foarte important. Deci accesul presei la aceste comisii. Bun, haideți să nominalizăm aceste comisii. Domnule senator, se înființează două noi comisii speciale, una pentru analizarea și actualizarea legilor din domeniul securității naționale și una pentru elaborarea codului administrativ. Da. Să le luăm în ordine. Despre legile din domeniul securității naționale nu vorbim de ani buni, pachetul legilor siguranței naționale, cred că se numeau... Ba da. Și acum, în loc să se meargă pe varianta, să lase ca și comisia avizatoare, comisia de control SRI, și să-ți obțină avize de la comisia juridică, de la comisia de buget finanțe... De apărare, siguranță națională și ordine publică. Mai departe, ei fac o comisie formată din 15 membri, dintre care 7 sunt de la PSD, care are și președintele, al 8-lea de la ALDE, care este și secretar, mai au acolo minoritățile care sunt cu ei și UDMR-ul, deci practic din orice ipoteză sunt 10 din 15. Pot să imprime orice vor, dacă vor să treacă pachetul într-o zi, ați văzut, se întâlnesc la 8 dimineața și până la 12 noaptea l-au trecut, a doua zi îl bagă în cameră și într-o săptămână a trecut de ambele camere. În vreme ce, dacă mergea pe procedură parlamentară, dura ceva. Ca să nu vă spun că, fiind vorba de legile de siguranță naționale, fiind vorba de o singură comisie, vă dați seama că presa nu o să aibă acces, că vor fi informații de un anume fel. Și dar democratic e, constituțional și democratic e, să fentăm sistemul parlamentar? Nu este, însă avem un precedent, Comisia pentru Legile Justiției și pentru Coduri, da, care a fost găsită constituțională de către Curtea Constituțională. Pe acest precedent, probabil, eu sper să greșesc, da? Și viitoarele noastre sesizări ale curții pe aceste teme, probabil că vor fi respinse, pentru că deja există un precedent. Chiar dacă, repet, avem argumente foarte serioase, lipsă de transparență, încălcarea procedurii parlamentare și multe alte lucruri. Deci poate inventa o comisie specială pentru fiecare lege care ar trebui să treacă prin mai multe filtre? Sigur, pentru fiecare lege serioasă, da. Etapele. Bine, mulțumit tare mult, domnul Fenechiu, ce mi se pare foarte interesant în tot ansamblul acesta. Deci PSD-iștii și retlicul sau ce? Îți place artificiul ăsta? Nu și retlicul, ci faptul că ei tot timpul invocă în favoarea lor, într-o victimizare permanentă, ideea de democrație. Dom'le, țara asta nu mai e o democrație. Nu e o democrație pentru că, uite, se evită totuși aici, totuși Parlamentul este evitat în diferite situații, în diferite feluri. Toți trebuie să respectăm Parlamentul. Deci ei invocă faptul că România nu, în România nu se respectă democrația. Ei fiind primii care fentează democrația prin tot felul de metode. Vezi care este frumusețea machiavelică a acestui demers? Deci pe lângă ce ne-a explicat senatorul opoziției Daniel Fenichiu, cu fentarea traseului parlamentar consacrat. Adăugăm ce spuneam puțin mai devreme. Inventezi funcții și privilegii pentru alți membri. Deci îți și răsplătești. L-ai pus pe domnul Manda, președinte la Comisia de Control, să iei și ar fi trebuit acum să gestioneze această situație. Dar tu, înființând o comisie specială, ea trebuie prezidată, nu? Ai mai ridicat din mulțime, ai băgat mâna în baltă, ai mai scos un pește, l-ai făcut președinte de comisie, da, ceea ce înseamnă aparat propriu și bani în plus. În egală măsură, discursul este în favoarea respectării Parlamentului. Ei vin tot timpul și invocă argumentul ăsta. Stai că sunt parlamentari și cei din comisia respectivă. Da, dar vezi că tot dar poate fi Parlamentul României, prin membrii săi, un organ antiparlamentarist? Păi aici e. Deci când Parlamentul României devine dușmanul ideii de parlamentarism într-o țară, ce facem? Că atunci când atacă președintele, că a existat conflict între președintele României și Parlamentul României, a existat la un moment dat conflict între Guvernul României și Parlamentul României, dar ăla e ușor de tranșat cu o moțiune de cenzură. Atunci spunem clar, domne, anumite instituții ale statului atacă ideea de republică parlamentară. Ce facem când Parlamentul României atacă ideea de republică parlamentară? Ce facem când Parlamentul cui ne spune... Adresăm? Cui ne adresăm? Cui ne adresăm să apere Parlamentul de el însuși? Da. În momentul de față, Parlamentul a devenit cea mai mare amenințare pentru ideea de democrație parlamentară. Ce aș invoca aici este tupeul. Oamenii aceștia au foarte mult tupeu. Este cam singura lor abilitate. Se numește dictatura majorității. Abilitatea de a avea tupeu. Și tot în zona tupeului l-aș invoca și pe acest băiat care devine destul de important și mâine, când sunt alegeri la Federația Română de Fotbal. Dom'le, mi se pare unul dintre cei mai tupeiști indivizi pe care i-am văzut în spațiu public. Mă uit la el siderat de când a fost numit în funcția de șef al FRF
și mă uit așa siderat la el și nu vine să cred. Fiecare știre care vine în legătură cu el nu face decât să argumenteze tot chestiunea aceasta. Lume, de unde are omul ăsta atâta tupeu? El a devenit președintele Federației Române de Fotbal după ce, pentru că participa, ca să facem un scurt istoric, pentru că participa o personalitate cum e Gică Popescu, nu a avut nimeni curaj să se bage să-l contracandideze. Gică Popescu a intrat la închisoare, domnule, întâmplător sau nu, asta e discutabil, așa, cu o zi înainte să fie alegerile pentru Federația Română de Fotbal, moment în care a apărut omul acesta ca fiind aproape unic candidat și a ajuns președintele Federației Române de Fotbal, absolut, deci nu există o meritocrație aici, există o conjunctură în care a ajuns omul ăsta. În această conjunctură, omul acesta a devenit o personalitate publică, deci la început mă așteptam să fie ceva mai timid. Dimpotrivă. Și acum hai să facem un scurt recensământ al ultimelor informații care vin să tragă o concluzie în legătură cu mandatul acestui băiat, că nu poți să zici că e un domn, numai un băiat. Membrii Comitetului Executiv, 435 de euro pe ședință. Deci oamenii ăștia, pentru că participă la o ședință, câștigă 435 de euro. Da, e o problemă ceva mai... Și câte ședințe ori fi? Mai hazlie decât ce am oferit noi până acum ca informații. Deci, FRF... are o structură de conducere. Să pretinzi bani pentru a participa la lucrările Comitetului Executiv FRF, tu membru FRF fiind, e ca și cum ți-ar spune Dragnea că vine la CEX dacă îl plătești. Păi, asta e meseria ta. Avem mâine CEX, cine vine? Cu asta te ocupi. Nu, la banii ăștia nu mai vin. Tu în banii ăștia... E inclus. Da. E ca și cum am spune noi că dincolo de salariul lunar... Vrem și bani pentru fiecare emisiune în parte. Pentru că tot venim la emisiune, nu? Sau facem emisiunea, dar nu intrăm. Nu intrăm în studio, decât plătiți separat. Adică ar spune profesorii că dincolo de mizeria de bani, bruma salarială pe care o primesc la final de lună, pentru fiecare oră, pentru fiecare teză să fie plătiți separat. Dom'le, omul ăsta e spectaculos pur și simplu. Deci vreau să-i trecem în revistă pe membri. Că îți dai seama, el nu putea spune, din acest moment toți veți primi 450 de euro și nimeni de acolo să nu știu, să pună mâna pe hârtie, că nu poți pune pe bâtă într-o societate civilizată, și să se opună. Răzvan Burleanu, președinte FRF, 450 de euro ca să vină la lucrările instituției pe care o prezidează. Atenție, eu aș da 450 de euro și să nu mai vină. Să nu mai vină. Să stea, doamne, iartă-mă acasă. Deci faptul că nu participă ar fi, abia asta ar fi important. Negino Iorgulescu, de la Liga Profesională. Negino Iorgulescu a fost pus în funcția de șef. De fotbal. Nu mai pic. Negino Iorgulescu a fost pus în funcția LPF, a Ligii Profesioniste de Fotbal, în urma unei întâlniri pe care a avut-o cu o seară înainte să fie numit în funcția respectivă, cu Liviu Dragnea și cu Victor Ponta. Au apărut niște materiale pe aparatul cu ei, automat, brusc, a doua zi a fost ales omul ăsta în funcție. Mai departe, cine mai este? Octavian Goga. Poetul. Sperăm că poetul, da. Clar poetul, omul de politic. La AJF. Omul politic, Goga. O fi Asociația Jucătorilor de Fotbal? Nu știu. O fi. Așa. Valeriu Argăseală, de la Liga 1. Cu voia dumneavoastră. Când nu scrie poezii? Da. Poetul Valeriu Argăseală. Păi poetul Octavian Goga, poetul Vasile Valeriu Argăseală, da. Dănuț Coman, tot din Liga 1. Dănuț Coman de la Astra Giurgiu. Auraș Brașoveanu din Liga 2. Marcel Ghercu din Liga 2. Sunt o grămadă de oameni. Stai că e mai frumos mai încolo. Da. Mihai Dăscălescu, Liga 3, Florea Spânu, Liga 3, Cătălin Cighir de la juniori, Cristian Vornicu de la futsal. Mă rog, ce futsal ăsta? Irelevant. Fotbal în sală, nu? Așa. Bun. Alin Cioban, feminin. Și fotbalul feminin este remunerat. Da, Alin Cioban. Dar trebuie să fie o doamnă din partea. Păi nu ți-am zis că e frumos? Așa. Bun. Și încă hai să mai dăm niște informații în legătură cu acest domn Burleanu, care încasează banul numai pentru că participă la ședințele, pentru care oricum este remunerat, așa, dar a încasat doar din diurne altele decât cele primite pentru deplasările naționale. Deci nu doar pentru deplasările proprii. Suma de 40.000 de euro în total. Deci, practic, încasează mai mult decât președintele Klaus Iohannis în deplasare. Unde s-a deplasat? În general, e o apariție deplasată omul acesta, Burleanu. Da. Dar hai să mai dăm câteva exemple, că nu se oprește aici. Deci, el, practic, în baza acestei funcții pe care o are la FRF, a încheiat o colaborare în august 2016 cu World Class, cu o firmă de fitness. Da. Așa, și mergea, omul participa acolo, deci practic încheiat un contract de barter cu World Class-ul, da? El practic orice s-a gândit, bă, cam de ce am eu nevoie? De costume. Uite, a făcut un barter, înțelegi, se îmbracă și nu știu de cu cine a făcut un barter pentru îmbrăcăminte. După care a făcut un barter și cu țiriac pentru mașini. Să nu consum prea mulți bani. Păi nene, omul ăsta, practic... Mie îmi plac bani. Da. Pentru ce pot lua bani? Pentru participarea la ședințe pot lua bani. Da. Pentru deplasări pot lua bani. Și acum, după ce am câștigat acești bani, etapa a doua. Cum fac să nu-i cheltuiesc?
cum fac să-i păstrez, că dacă i-am făcut, să nu-i consum. Deci mie ce-mi trebuie? Mie îmi trebuie să mă îmbrac, să mănânc și să fiu în formă. Barter cu sălile de sport, barter cu firmele de vestimentație, dar nu avea un barter și cu restaurantele? Nu prea, parte, că intră în contradicție cu barterul cu firma de fitness. Deci, practic, da. În fine, cert este că omul acesta vine cu un tupeu major, abia asta mi se pare cel mai mare. Deci după asta am trecut pe scurt, că pot să vă citesc jumătate de oră despre ce a făcut el. Așa, nu mai zic, cu numirea lui Daum la un milion, cel mai scump antrenor din istoria echipei naționale. În fine. Da, a fost și bun. Nu ajunge la poarta adversă. Deci nu, eu nu trebuie să fiu analist. Deci văd că echipa națională nu ajunge la poarta adversă. Nu suntem atât de proști. Oricât de proști am fi, nu suntem atât. Mă rog. Dar ce mi se pare interesant este că el se prezintă în momentul de față, în funcție de candidat, la alegerile următoare. Păi în baza ce mâine de candidat? Experiență? Păi în baza ce candidat? Păi Lupescu a mai fost președinte FRF? N-a mai fost. Burleanu a fost. Are experiență. Da, și noi avem o experiență cu el. Adică stai un pic, că și experiența negativă. Există și experiență negativă. Asta deci, e bună practic, la politicieni care au senzația că experiența e un argument. Tupeul maxim este în momentul în care mâine va veni și îl va contracandida pe Lupescu. Asta mi se pare siderant. Deci cum, după ce ai făcut conjuncturarea, ai ajuns acolo, ai beneficiat de tot ce s-a întâmplat acolo și acum vii din nou? Care e chestia? Mie mi se pare un gest de mai mare tupeu să-l contracandeze pe Marcel Pușcaș. Ca să fiu sincer. Bun. Hai să vă mai dau un exemplu de tupeu. Hai mai dă un exemplu. Jurnalista Paula Rusu mergea așa pe București, sesizează o mașină parcată practic în mijlocul intersecției. Cam despre tupeul ăsta este vorba și sunt convins că șoferul acestei mașini pe care o vom urmări în minutele următoare, sunt convins că cine cu Burleanu? Nu, este nemulțumit de nesimțirea politicienilor, pentru că aici trebuie să vorbim despre faptul că și populația totuși în mare parte are totuși aceleași caracteristici ca și politicienii. Pentru că politicienii ăștia vin din cadrul unei populații, mă, vin din cadrul nostru. Adică ei sunt reprezentanții noștri și să știi că s-ar putea să nu fie mult, mult diferiți de felul în care sunt românii. Hai să dăm materialul cu mașina parcată în mijlocul intersecției. Mașina asta. Mi se pare foarte tare și vreau să vă arăt ce scrie în geam. E la intersecție undeva în sectorul 1, cred că strada Dionisie Lupu cu nu știu ce. Vreau să vă arăt ce scrie în geam. Atât. O persoană foarte responsabilă. Da, interesant este că mașina era de vânzare și o vom suna la acel număr de telefon, posesorul are numărul dat acolo, vom suna în minutele următoare, și s-a creat în jurul mașinii un sens giratoriu. Deci funcția mașinii acolo era pozitivă. Ea crease un sens giratoriu care rezolva intersecția. A devenit un element de infrastructură mașina, suficient de mult timp parcată în același loc. Da, era și un anunț acolo, își prezenta scuze pentru această situație disperat, dar pur și simplu n-avea ce face și a anunțat că dacă incomodează pe cineva, nu văd de ce, poate fi contactat la un număr de telefon și... Nu, numărul era pentru cumpărarea mașinii. Numărul era pentru cumpărarea, el poate fi contactat la numărul unui apartament dintr-o clădire alăturată unde nu știu era cabinet stomatologic sau ceva și de genul. Și acum sunăm în direct la posesorul mașinii să ne explice cum a luat decizia. Să rugăm să o mute. Și o să întreb și cu cine a votat, că mi se poate fi semnificativ până la urmă. Dacă răspund. Posesorul acestei mașini aflat în mijlocul Bucureștiului, dar mai ales în mijlocul intersecției. Sper că nu are o reacție spontană, deplasată. Ne asumăm orice reacție ar fi avut. Iată că nu răspunde. Probabil că toată ziua l-a sunat lumea, fiind... Hai să-l scoatem, dar uite că nu ne-a răspuns la telefon. Era previzibil, adică mă gândesc că de la prânz, de când au apărut aceste imagini și au început să ruleze în online, a primit multe telefoane. Da. Toate, bineînțeles, sunt strictă legătură cu anunțul de vânzare al mașinii. Adică mașinii s-a făcut publicitate. Din punctul meu de vedere, poate a fost și o strategie de marketing. E, avantajul pe care îl are acest posesor este că nu a trecut pe lângă această mașină, de exemplu, un cetățean rus. Hai să vedeți cum procedează cetățenii ruși cu mașinile parcate anapoda. Pentru că, până la urmă, ei trebuie să-și facă loc. Adică de parcat rusul își parchează mașina într-un fel sau. Hai să vedem cum reacționează un rus în momentul când vede o mașină parcată în maniera în care vedeți că era parcată mașina. Pentru tank își fac loc din când în când.
mulțumesc. Да он постоянно ее тут так ставит. Ты что, ты хочешь отрезать ее просто? А? Ты хочешь отрезать ее просто? А как мне еще заехать? Ну да, по-другому никак. Дядя психанул. Порвал как тузик тайник. Вот так паркуется он там без спутников. Deci iată, practic, cum își face dreptate un cetățean rus în bezmeticele asta a societății. Hai să vedem, pentru că venim către redacție, am identificat o nouă situație, un nou sens giratoriu petrecut chiar aici, în intersecția de la, de pe de aici, din zonă, nu știu cum se numesc străzile. Așa, hai să vedem niște imagini cu o mașină parcată de aceeași manieră. Deci, practic, în mijlocul drumului, iată. Și creând, practic, a creat acolo, exact cum ai spus tu, e face parte din infrastructura rutieră. Da, 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 da. În schimb, a venit și o mașină de poliție care probabil că va acționa în conformitate cu situația în care... Bun, acestea fiind zise, în Botoșani, singurul drum național, totuși dăm această informație care arată România în maniera în care ea se află. În Botoșani, singurul drum național de pământ va fi în sfârșit asfaltat. Vreau să dăm și o veste bună, să arătăm totuși nu că știu dacă e un lucru se bun. Întâmplă și lucruri frumoase în țară. Nu știu dacă e un lucru bun. Mă gândesc că dacă era un drum de pământ, dar avea și valoare de drum național, da. Poate, nu știu, intra în categoria vestigiilor istorice. Poate era un drum făcut de burebista și ai lui. Adică îmi imaginez că în lumea modernă în care trăim noi, de la regatul României încoace, n-am putut ridica un drum de pământ la rang de drum național. Deci probabil l-am moștenit de undeva, din preistorie. El vine din urmă. El vine după noi. Greaua moștenire. Noi încercăm să fugim de un drum de pământ pe care îl considerăm drum național. Drumul național de pământ vine după noi. Da. Și acum nu-mi dau seama cine se pune de-a curmezișul tradițiilor noastre rutiere și vrea să asfalteze acest drum 36 de kilometri. Haideți să vedem ce zic autoritățile din Iași, cele care au pornit la asfaltarea acestui drum. Este un obiectiv de investiții important pentru zona de nord a Moldovei, care a asigurat legătura dintre Vama, Rădăunul și... Deci ideea este că au constatat acum că e un obiectiv important. El este în maniera în care vedeți de foarte multă vreme. Practic... Te duci în Grecia să vezi rămășițele... Te duci. Templelor grecești, te duci. Te duci. Te duci să vezi Coloseumul din Roma, evident. Te duci. De ce n-ai venit în România să vezi singurul drum național de pământ? E drumul de pământ, adică unde mai găsești un drum național de pământ? Și undeva în lume. Să spun că, uite, există și varianta inversă. Deci aici, practic, se acționează cu asfalt unde este pământul. Dar să vedeți că să betonăm. Se acționează și cu pământ unde e asfaltul. Adică există găuri în asfalt care vor fi rezolvate prin pământ. Haideți să vedem niște imagini cu cineva care a filmat, a și luat... Are și pagina de Facebook, ce vedem acum, se numește Drumul Groazei. În Maramureș aici se întâmplă toată chestia asta. Se emoționează prea ușor. Pământ, pe margine băgat în groapă. Ce treabă e asta, băi, oameni buni? Am un serios, mă. Bă, voi vă bateți joc de noi sau care e treaba? Dacă nimeni nu ia măsuri, ce puneți aici? Pământ în groapă, mă? Serios, acum care e șeful de șantier, ca să văd și eu? Dar ce, bătaie de joc, mă? Băgăm aici pământ în grob sau ce, Dumnezeu? Vă bateți joc, noi suntem proștii satului, sau ce dragi? Cum faci, mă, pământ acolo? Zim și mie, care șeful vostru? Ce Dumnezeu? Am o armă, serios, ce Dumnezeu? Vă bate joc de noi, dacă noi suntem aici, ce dracu, bași pământ în grob? Ia, fain frumos, lopata și scoate-mă pământul de acolo. Bă, oameni buni, nu vă bate joc, ne rupem noi mașinile. Cum plătesc eu taxă, plătesc și tu. Eu știu că nu ești tu de vină, știu că nu și ăștia, șefii voștri care-ți de vină. No, care șeful de șantier? Nu fugi, hai te rog frumos, suntem cetățeni, plătim taxe, ascultă-mă. Deci ascultă-mă, n-are rost să fugi, ai băgat pământ în groapă. Băi, eu am înțeles, tu ești șeful, tu răspunzi. Nu, șef. Cine răspunde? Nu. Cine răspunde de oamenii ăștia? Noi suntem... Am noi înțeles, suntem, dar noi. Scrie undeva, aveți o fișă în care îi trasată sarcina să iei pământ de pe ăsta, să bagi în groapă. Te rog acum să... Dar dacă cu așa ceva ne trimite. N-are cum, păi n-aveți voie, mă! Da, iată niște... un român care a luat atitudine.
Practic. Ei ce făceau? Îngropau gropile. Cam asta se întâmplă acolo. Tu vezi că au venit cu pământul lor? Da. Prima noastră interacțiune cu acest material a fost în felul următor. Dumnezeu, s-au gândit cum să mușamalizeze gropile, au luat lopețile. Am crezut că au fost recuzită, dar au luat pământ pe marginea drumului. Adică vii cu pământul tău să umpli o groapă? Doamne, avem o lucrare mâine, avem o lucrare edilitară foarte importantă, care trebuie să băgăm niște pământ în niște gropi. Păi aveți, ați luat pământ? Am luat pământ, avem lopeți, avem tot ce trebuie. Deci era acolo o echipă extinsă, erau costumați corespunzător și în timpul ăsta oamenii băgau pământ într-o groapă din asfalt. Adică tu îți dai seama că în afara materialului pe care ar fi trebuit să-l folosească, erau în totală legalitate și perfect regulamentar la fața locului. Deci operațiunea era excepțională. Doar că veniseră cu materialul, cum spune Edveș de fiecare dată? Nu mai știu. Are o terminologie. O lopată de... Da, în fine. Ideea este că acțiunea se petrecea în Maramureș și plombările se făceau de către SC Drumuri Poduri Maramureș, societate ce aparține Consiliului Județean. Cât a costat? Deci societatea a primit anul acesta din bugetul județului peste 25 de milioane de lei. Asta sunt informațiile și asta este acțiunea pe care o vedeți acolo. Luăm puțină publicitate și ne întoarcem imediat. Da, bună România, ne-am întors în direct. Societatea Feroviară de Turism este la un pas de faliment. Avem și lucruri care se petrec în această țară. În această țară în care am găsit telespectatori ceva mai pe fază decât noi, care ne-au comunicat că termenul ăla de specialitate care ne scăpa amândurora, deși mixtura am vorbit asfalt. De el, era mixtura asfaltică în sfârșit. Deci am înlocuit mixtura asfaltică cu, ce să spun, o lopată de pământ, înlocuim și această societate, care înțeleg că era una dintre puținele instituții profitabile din domeniul transporturilor. Ștefan Edvei, jurnalist Capital, bună seara! Bună seara, bună seara! Este, înțeleg, o ruină în momentul de față această societate. Nu știu dacă putem spune ruină, fraților. Problema, nu știu, mai în glumă, mai în serios, este că din 2008 a început Marele Jap, când emblema Căii Ferate din România, a doua armată a țării, a pierdut hotelul acela de lângă gara de nord Astoria, pentru o datorie de 17.000 de euro. Cred că noi trei, dacă ne-am supărat, am face rost de banii ăștia într-un sfert de oră, nu? Mă, nu știu dacă chiar într-un sfert de oră acum. Mai dă-ne și Ștefan, lasă-ne un pic mai mult pe noi. Nu pune presiune pe moderatori. Cât trece asta, în 2013 până azi a fost în insolvență SFT-ul, ce înseamnă patrimoniu a 400 de active, trenul Regal, hotelul la mare, la munte, complexul Astoria Znagov, perla CFR-ului, perla CFR-ului, 23 de hectare, 160 de metri deschidere la lac. Astăzi planul de reorganizare e expirat în septembrie 2017. Ministerul urmează să anunțe că judecătorul sindic va declanșa procedura de faliment. Și de acolo Dumnezeu cu mila. Interesant este cine va începe să, sau cine pune mâna pe bijuteriile astea. Practic, mina de aur a Ministerului Transporturilor, i-am spus eu. Adică, până la urmă, ne explici că e o schemă prin care, la un moment dat, astea vor ajunge în mâna cuiva. Tocmai de-aia poate au fost lăsate spre faliment, nu? Expre, da. Asta e o metodă de lucru. Fără doar și poate complexul Astoria Znagov, unde nu oricine făcea o nuntă, un botez sau un parastat, acum a ajuns un maidan. Complexul ăla de 23 hectare de teren pe malul lacului Znagov e loc de grătare, loc de... Da, Ștefan, deci explică-ne când a început declinul acestei... În 2008. În 2008. Dar până în 2008... SFT-ului. Până în 2008 putem vorbi de profit? Rău nu le-a mers. Rău nu le-a mers, atrag atenția. Subit a început declinul. A început declinul. Pare o strategie, nu? Au vrut să plătească o datorie de 17.000 de euro pe ăsta conducere din 2008. Oamenii care aveau de recuperat banii s-au dus la executor și au zis, dom'le, noi avem o datorie, ce facem? Dar e corect să interpretăm că poate a fost o strategie pe termen lung? Nu, e clar. E clar, tind să cred că e o strategie pe termen mediu și lung, în contextul în care din 2008, repet, au trecut 10 ani,
când statul român a pierdut pentru că aveau datorie de 17.000 de euro un nu hotel. Nu vorbim despre management defectuos. Nu vorbim despre management defectuos, că e foarte important de trasat această graniță între incompetenți și strategie. Măcar mă simt un pic împlinit că dosarul hotelului Astoria din Gara de Nord încă e la DNA, din ce înțeleg. Doamne ajută să se rezolve într-un fel. Bun. Da, Ștefan Edveș, mulțumim pentru intervenția ta. Înțeleg că într-un fel, ca să continuăm discursul de mai devreme, într-un fel l-au îngropat. Deci putem să discutăm de o îngropare a acestei societăți, așa cum, de exemplu, am văzut că se îngroapă gropile cu pământ. Se pune niște pământ acolo. Există o localitate unde cineva mai gospodar s-a apucat să astupe el gropile. Este vorba despre domnul Ovidiu Benga. Am dat imagini cu dânsul. În fine, era ceva interesant acolo. Și acum, dită mai problema riscată de aici plecând cu domnul Marian Ardeiu. Marian Ardeiu este primarul care nu se ocupa de treabă, da. Și care în acest moment îl acuză că vrea să ia locul, vrea să devină primarul localității, cel care îngroapă acolo gropile. Pentru că, dacă nu mă înșel, domnul Ardeiu a pierdut procesul cu Agenția Națională de Integritate și va trebui să elibereze postul. Da, funcția. Și acum cetățenii vor să ia prin planul, vor să se remarce într-un fel sau altul, ca într-un final să ia primăria. Iată cum se câștigă primăria în București, în România. În România, da. Pe de altă parte, eu am atras atenția încă de atunci, dar știi că eu la chestiuni tragice am gura aurită. Da. E foarte posibil ca, pornind de la precedentul care există în România, să fie considerat acest gest un gest ilegal. S-a mai întâmplat. Nu poți tu să te substituie autorității publice locale, chiar dacă îți vine să o faci. Da. Vor profita de această chestiune care există în România, interdicția de a repara greșelile autorităților publice locale. Bună seara! Bună seara! Sunteți în direct la AB1 TV. Bună seara, domnul Ardeiu! Da, sunt aici. Bună seara! Discutam această problemă care s-a riscat la dumneavoastră în localitate cu cei care vor să vă ia locul astupând gropile pe care ar fi trebuit să le astupați dumneavoastră ca primar. V-am zis că nu vreau să intru în polemici. O să intrăm și la reparat drumurile. Avem prins bani în buget. Nu e o sumă foarte mare, dar oricum o să le reparăm. Bun, dar nu intrăm în polemici. Spuneți-ne dacă au făcut ceva ilegal cei pe care i-am văzut. Acolo unde a fost filmarea respectivă, în vara asta o să fie lucrări. După ce se termină cu perioada de licitație PSA, o să fie lucrări de extindere, apă, canal, branșamente individuale atât la apă cât și la canal. Așa, deci să ne ajute Dumnezeu. Răspundeți-ne la această întrebare. Comit o faptă ilegală cei pe care vedem în imaginea stupând acele gropi? Nu pot să spun treaba asta. Nu. Deci nu e ilegal să astup gropile din Nu e ilegal. Nu. Deci nu poți fi sancționat. Dacă ar fi un drum modernizat și ar fi fost, eu știu, intervenția asupra lui de persoane neautorizate, dar e un drum sătesc, v-am spus, s-au mai făcut lucrări, s-a băgat o rețea de apă și canal până la un anume punct, acum urmând să-l extindem. Deci drumul oricum... Deci fac un lucru bun acești oameni, spuneți dumneavoastră. Na, oarecum, da, să zicem. Deci trebuie apreciat. Dacă ei au hotărât că trebuie să-l repare, să-l repare, asta dar e. Dar era de reparat, nu? Dom'le, ascultați-mă, noi am avut zăpadă până la jumătatea lunii martie, ba chiar mai mult. Și această filmare a fost făcută acum vreo două săptămâni, când drumurile de-abia ieșiseră după perioada de iarnă. Am băgat un autograder deja pe ele nu mai arată chiar atât de rău ca în filmarea respectivă, ca să înțelegeți. Și o să fim și la repararea lor, dar după ce băgăm conductele. Vor să se promoveze oamenii aceștia din imagine, vor să se promoveze ca să vă ia prin planul. E adevărat și asta? Nu v-am înțeles. Zic, vor să se promoveze cei care fac gesturile acestea, vor să se promoveze, vor să iasă în față și să fie admirați de către locali și ca să fie votați după aia. E dreptul lor. Dar dumneavoastră trebuie, înțeleg, să vă dați demisia din funcția de primar, nu? Aveți o decizie în acest sens de la înalta curte. O să-mi dau atunci, că nu știu dacă o să-mi dau demisia, să vedem. O să plec când o să vină ordinul și cu asta bani. Dar ce anume vă reclamă ANI ca fiind incompatibilitate? Da, cred că v-am mai spus acest lucru și astăseară. Am o microfermă agricolă, asta e profesia mea de bani.
bază, sunt inginer zootehnist, nu o să renunț la ea niciodată, să înțelegeți. Cu asta mi-am crescut copiii, dacă așa vreți. Și unde e incompatibilitatea? În Franța. În Franța, păi fiindcă sunt autorizat de SV-ul și am cui pe creștere de animale și pe culturi de câmp. Dacă creșterea animalelor se poate face pe scaunul de primar sau cu banii primăriei, mie mi se pare o totală inepție. Le-am pus practică doveditoare din Europa. În Franța, orice primar și viceprimar de la țară are voie să aibă ferme agricole. Că doar cu, dacă nu pas pășunile primăriei, nu văd care ar fi... Am înțeles. Și deci legislația românească nu vă lasă să fiți și primar? Nu este corect. Și nu te lasă să crești animale. Asta e, nu autorizat. Deci ca să fii autorizat de SV-ul, ești obligat să ai cui. Să vă uitați în legislație, să vedeți că se bat cap în cap. Ca să nu mai spun că orice cetățean al Uniunii Europene beneficiază de subvenția APIA. Dar nu contează că ești primar, director, simplu țăran. Păi da? Și cum ați pierdut acele, având toate aceste argumente la Înalta Curte de Casație și Justiție? Păi ce vrei să vă spun? Nu știu nici eu. Chiar nu știu. Asta e România în care trăim. Unii câștigă, alții pierd. Am înțeles, veți avea interdicție de a mai ocupa funcții publice în următorii ani? O să vedem cum o să sune hotărârea, nu știu, probabil, oricum nu o să mai candidez. Spuneți-le celor care v-au contactat că nu o să mai candidez, să stea liniștit. Cine ne-a contactat? Nu știu, zic și eu așa, că probabil să pe aici au fost pe la toate viitorii contracandidați, de fapt nu ai mei, ai partidului meu, au fost pe la toate televiziunile, presele, peste tot, ca să mă forțeze. Nu să mă forțeze nimeni să-mi dau demisia. Liderii politici în Samarinești n-au ajuns și în platoul nostru până în momentul ăla. Poate n-au ajuns la dumneavoastră, dar încă o dată. La noi n-au ajuns. Deci încă o dată, în România nu ai voie să muncești. În România nu ai voie să muncești, trebuie să fii un primar. Eu nu spun că sunt bogat, dar nici sărac nu sunt atât, adică am câteva animale și câteva hectare de pământ, eu mă consider un fericit. Înțelegeți? Da, înțeles. Eu 10 ani mi-am crescut copiii din asta, dar sigur că dumneavoastră nu vă interesează acest aspect, vă interesează doar aspectele celelalte, de cancan și de scandal. O seară bună, la ce vă referiți? La instanța de judecată? În general, așa, presa cam asta face, știe doar să scoată senzațional. Păi nu v-am lăsat 5 minute în continuu să spuneți exact ce nemulțumire aveți? Da. Nu v-am întrebat toate aceste chestiuni? De fapt ați ajuns unde-i durea pe ceilalți, la problema cu anii. V-am zis, mie mi se pare o aiureală. Adică sunt lucruri mult mai grave care se întâmplă. Sper că n-aveți o secundă senzația că am avea vreun joc politic pentru primăria Samarinești, județul... Nu, ni s-a părut frumoasă întâmplarea în care niște oameni au pus mână de la mână, s-a stupe gropile, adică s-a ajuns la situația aceasta. Aia a fost o filmare făcută special pentru dumneavoastră. Credeți că le-au astupat pe toate? Au astupat și ei acolo, în zona lor, într-o exact unde stau ei, au astupat câteva gropi. Nu, da. Să nu credeți că au făcut kilometri. Dar cunoașteți pe oamenii aceștia din înregistrări? Știți cine sunt? Haideți să-i demascăm acum, dacă Doamne, aveți informații. Nu pot, ce vreți să vă spun? Sunt că de la PNL-ul? Sunt de la PNC-ul? Nu contează de unde sunt. Eu vă spun că ambii au fost ajutați de mine foarte mult, dar atunci știți cum e la noi. Deci o să ajuți un om de 10 ori, nu, ascultați-mă, o să ajuți un om de 10 ori. Dacă nu-l ajuți odată, ești dușmanul lui de moarte. Asta e la noi, nu știu, îmi pare rău. Bine. Asta e firea noastră. Asta e firea noastră a românilor. Greșim grav cu aspecte de genul ăsta. Deci ambii cetățeni, dacă sunt corecți, poate să vă spună că i-am ajutat de câte ori am putut, sigur. De câte ori am putut, că n-am mai legal putut, am devenit dușmanul lor. Bine, vă salut toate cele bune. Discursul domnului primar mi-a adus aminte de discursul domnului Valentin Popa, o să vă mire, ministrul învățământului, care deci a venit să se justifice... Deci, a vorbit într-o limbă română impecabilă. Da. Să nu-l compară cu ministrul educației, care am nevoie de transcript să înțeleg ce spune. Nu la nivel gramatical, ci la nivel argumentativ. Domnul Valentin Popa a venit să ne explice de ce s-au dat anumite... Cum s-au distribuit chestiunea aceasta a locurilor de la facultăți. Și a venit cu următorul argument. Zice, domnule, repartizarea fundamentată a locurilor de admitere. Stai un pic să te... Lasă-l pe Valentin Popa, puțin depășești momentul în care Tomai s-a speculat că am face jocurile poliției din Samarinești. Reveni la subiect. Ce să mai... Fii atent că e tare de tot chestia asta. Nevoia de corelare a specializărilor din educație cu cea a nevoilor din
piața muncii. Deci, practic, s-au luat locuri de la Universitatea București și s-au dat în zone de-astea. Deci, avem nevoie de agricultori. Asta este ideea domnului Valentin Popa, ministrul Educației. Ăsta e argumentul cu care rezolvă acest scandal din zona publică. Noi avem nevoie de agricultori. Da, domnule, și când se apucă omul de agricultură, îl faci incompatibil. Adică e o disfuncție logică. Deci, hai mă, lasă-mă, Valentin Popa, vă să înveți limba română. Deci, până la urmă, tu cu cine ții la Samarinești? Spune adevărul. Deci, ai cuvântul, mă gândeam acum, cred că e de la PSD primar, dar nu să zic. Noi am vorbit subiecte grele, nimiștate. Nimeni nu ne-a acuzat în afară de că facem jocul DNA-ului. Dar ne-a acuzat. Te-ai acuzat ieri, Savaliu, că ești propagandistul DNA-ului? Da. Și acum primarul de Samarinești. Să facem jocurile și deci că facem jocurile la Da, interesant este că domnul primar are un traseu totuși. Ce, că a fost la toate partidele. Păi, și hai să dăm poza zilei. Cei de la televiziunea Digi24 au venit cu această intenție de a rezolva situația. Mamă, ce mi-a plăcut. Scris pe ei, mă. Deci, uite, a scris pe ei. Ăsta de la PSD, ăsta de la PNL. Că nu mai știi, mă. Pe senatorul Fenechiu îl știam. Îl știm. Pe extrema dreaptă de la PSD, poate, eu știu cine e, că sunt jurnalist de politică internă. Dar multă lume nu-și dă seama că e un deputat de Prahova de la Partidul Social Democrat. Și ca să dai un pic de relevanță, dar că telespectatorul se uite și ce... Problema e alta. De ce nu scrie... pe Fenichiu. Problema e alta. De ce nu scrie și pe prezentator de unde este? Nu există situația în care prezentatorul... Este sigla postului, Radu, pe ecran. Deci nu există această... De unde e prezentatorul? De la post. Asta mi se pare interesant, să aflăm și de unde e prezentatorul. Bine, este mulțumim. Sigla postului, e mai mult decât suficient, dar la deputații PSD pe care îi promovează Partidul Social Democrat în aceste momente triste și grele pentru țară, cred că n-ar trebui postul să pună o etichetă, ci să poarte ei un ecuson la gât, să spună Partidul Social Democrat și eventual și numele. Că pe Andrei Nicolae, ca așa îl cheamă, n-ai fi avut de unde să îl iei, dacă n-ar fi avut și burtieră la un anumit moment. Și întrebarea se pune de ce l-ai luat. Adică, bun, păi dacă l-a votat poporul prahovean, poporul PSD prahovean. În fine, acestea fiind zise, vă mulțumim tare mult. Avem o pagină de Facebook, se numește Bună România, mai vorbim acolo. Ne revedem mâine de la ora 6:18, practic, ora 9. Urmează știri cu Nadia Ciurlin. Să aveți o Românie bună în continuare. Toate cele bune, ne revedem mâine. Strabag vă prezintă următorul program. La noapte cerul va fi înnorat în cea mai mare parte a țării, va ploua în zonele de deal și de munte din sud-vestul teritoriului, iar ploi slabe vor fi local în nordul Moldovei și în Transilvania și izolat în celelalte regiuni. Vântul va sufla slab cu intensificări de 55 de km pe oră în estul țării și la munte. Temperaturile se vor încadra între 8 și 13 grade. Mâine vremea va fi mai caldă decât normalul în această perioadă din an, cu temperaturi maxime ce se vor încadra între 18 și 24 de grade. Cerul va avea înnorări pe parcursul zilei. Va ploua în mare parte a zonei montane, local în Transilvania, sudul Banatului și Moldova și pe arii restrânse pe dealurile Olteniei și ale Munteniei. Noaptea, condiții de ploaie vor fi în partea de sud a teritoriului. La noapte, în capitală, cerul va fi acoperit de nori, iar în primele ore trecător va ploua slab. Vântul va sufla moderat, iar temperatura minimă va fi de 9 grade. Mâine în București vremea va fi mai caldă decât normal la această dată. Este posibil să plouă slab, iar maxima va atinge 21 de grade. La munte vremea se va răci ușor. Va ploua cu precădere în Carpații meridionali și în munții Banatului. Se vor înregistra cantități de apă de peste 15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla moderat cu intensificări în zona înaltă. Vor fi 7 grade în Ceahlău și 12 în Poiana, Brașov și Predeal. We'll be right back.